Bă, de-aia ta și m-a făcut zgății, mătii, mamă, să vezi ce-ți fac. Ok, unde am rămas? A, da. Un canal. Mic și canci. Și-a găsit sfârșitul. După două luni, sau trei, sau patru, sau... Stem așa. Nu. Nu știam deja, da, de o lună, așa, peste o lună, acest mic cancer a renăscut. Mai întâi a venit sub formă de ou. Nu știu, metamorfoză complet. Ok. Ok, dar mai pe scurt este că eu practic, după ce n-am mai postat eu această lună, am venit cu acest video practic ca să îmi cer scuze, pentru că nu mai postat. Dar, sincer, îmi venea să-mi dau un instal la viață. Cred că multă lume a mai trecut prin asta de, știți voi, de venea să se sinucidă. Ok, nu știu ce dracu zic aici. În fine. Ok, dar practic mai pe scurt am avut probleme grave. Băi, grave, rău de tot la mine în familie. E vorba de vreo 100.000 de euro. E complicat, rău de tot. Și da. Sincer, chiar n-am avut nicio șansă, chiar n-am avut trip, trebuia să plec, să mă duc nu știu unde dracu, la instanță, nu știu ce căcat, să vedem nu știu ce case, garsonieri, sincer. În fine, dar totuși, cum zic eu cam de fiecare dată când fac această chestie, asta e viața, nu? Ok, și v-am pregătit eu aici ceva extrem de special, pentru că... Na, sincer, dacă începeam odată să filmez și na, după nu mai filmam timp de, nu știu, câteva zile, era sigur cancer, da? Așa că am decis să încep deodată și să mă duc și așa mai mult timp. V-am pregătit aici ceva extrem de special, pe nume... Go over. Ok, deci haideți să dăm noi aici pe download evidence, să, adică practic să downloadăm acel match. De fapt, cred că o să ne dea de atunci când și-a luat băiețelul acesta al nostru report. Ei, și practic, mai bine să vă explic ce este Overwatch. Ei, practic când faci, când primești acces la Overwatch, practic Overwatch este un acces, mi se pare că primești atunci când ai 200 de win-uri, minim Gold Nova 1, eu am Gold Nova, tot ne-asum șmecher, și mi se pare că 500-800 de ore, nu știu, sincer chiar nu sigur. Ei, și practic, noi aici, practic, o să ne dea meciul, să vizualizăm meciul unui tip care și-a luat report și noi practic trebuie să votăm, cum să zic eu, să votăm, să vedem dacă tipul are coade sau nu. Da, și o să, când se termină meciul, o să ne dea acolo așa o listă mare, de fapt,
mari, patru căcaturi acolo, să vedem ori a avut ceva ca să vadă, pentru AIM, pentru move, nu știu, bani, copscripts, căcaturi, sau dacă a grifat. Ok, și poate se și încarcă, ok, ți-a încărcat de mult, dar și cred că nu o să fie dați doi. Mi-e frică. A, da, și dacă vă uitați, oh, da, cum a zis eu, nu o să fie dați doi. Ok, nu și noi Shift F2 și îl oprim un pic. Ok. După cum arată tipul ăsta? Ce zice, să are coadă de somn. Ok. Închidem consola aia și vedem aici. Ok, deci un monstru are 6 fraguri. Ok, cred că au dat report la toată echipa. Și F2. Okay. Eu am deschis aici minunăția asta care se numește Demo Playback liniuță misas gned case puncte evidence. Așa, așa se numește chestia asta. Și putem să setăm aici, uite, cu ce viteză să meargă, uite, 1000 de ori, vedeți voi toate căcaturile. Să-i dăm pauză, oh da, și butoanele astea două nu merg, adică să-l dăm mai în față sau mai în spate. Deci, o să trească să fim cam atenți, ca dacă vrem să dăm un verdict foarte bun. Ok, haideți să continuăm, să-i dăm și noi pe viteză 1, ok. Cred, ok, acolo sunt niște frame-uri, dar speriat. În fine, ok. Așa, momentan băiatul ăsta nu face nimic. Da. Ce ar trebui să fac ar fi să pui și ăsta aici, că nu știu, cam ocupă o mare parte din ecranul ăsta micul de la avem și noi aici. No? Ok, și ne-am schimbat și noi rezoluția pe ceva un pic mai pătrățos, ca să avem și noi mai multe frame-uri, adică nu știu, uitați ce voi, măcar 26 să avem, să nu plânge. No? Nu știu, ok, în fine. Ok, haideți să-i dăm resume și să vedem ce face băiatul ăsta. Ok, aici un băiat, ok, ai în sigur n-are, din câte am văzut. A, da, și în primul rând, cum puteți să vedeți dacă are AIM? De obicei, majoritatea AIM, deci câteva feluri, AIM-ul trage gloanțele până îl omoară. Da? Deci după ce l-a omorât, nu mai trage niciun glonț. Dar niciunul, ați înțeles? Trage fix cât are nevoie ca să-l omoare. Și ăsta poate să mai fie încă un fel de a vedea dacă cineva are AIM, nu? Adică, ok, băiețelul ăsta, văd că joacă cu minte, ok, haideți să vă vedeți cu echipierii lui, ok. Deci, ok, unul stă acolo în colț, ne. Ok, momentan nimica interesant. Ok, am mers un pic pe chestia aia, ok, de spot-ul ăla, sincer, chiar nu știam, ok, și acum se duce băiatul să ia bomba. Da, deci l-aștept la ăsta aici frumos. Ok, cam întârziat. Ok. Ai, well, sigur n-are că zice, nu cred eu că ținteai pe peretele ăla. Mai degrabă ținea ținta pe el. După ce ieși după perete, adică ore foarte prost. Ok, haideți să vedem și cu viteză chestia asta. Ok, se întoarce că e prea frică, nu știu unde e nemaicul. Și așteaptă cu echipierul. Asta o campează. Ok. Ok, știe că e cineva acolo. Ok, l-a omorât pe ăsta. Și băiețelul ăsta cam are probleme, ok. Și băiețelul nostru, ok, ceva, am o idee mai bună. Haideți să-i dăm un nume, da? A, ce ziceți? Îi dăm un nume? Ok, haideți să-i dăm un nume. Beatul ăsta, cu minte, de el, țipa foarte cu minte. Să-l numim Lepulet. Ok, haide, pe ăsta o să-l numim Lepulet. Ok, Lepulet al nostru i-a dat drop lui băiatul ăla BP-ul. Nu, de fapt, stai, i-a dat drop acau. E, iluminat mă filme. Ok, și cred că o să facă el un pic frumos pe mid. Așa că, haide să dăm pe 25% și să fim atenți ce face. Ok. Am sărit acolo, mare chestie, hai. Ceva, hai mă, ceva sară și eu. No.
Ok, și toate a grenade. Stai, bun, grenade este corect. Grenade este corect. Grenăzi este greșit. Păi, și zice cineva grenăzi. Bun, frate, deci, dar nu mă... Cum să zic eu? Deci când zice cineva grenăzi, practic mie îmi distruge sufletul. Practic îmi dă cel mai mare trigger din lume. Vine să-l distrug. Ok. Zoom. Și să vedem ce mai face. Ok. Aici a făcut un pic frumos. Ok. Haideți să ne gândim cam ce rancoră putea să fie ăștia. Cred că ar putea să fie undeva pe la Silver 4 Silver Elite. Nu știu. Cam așa mă notez eu. Canal, sincer, eu cred că am stat mai toată viața în Silver, dar zici, știu cum e. Da, deci credeți-mă, știu cum e. Oh, 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 așteaptă bulangiu, da. O, oh, vai, vede arma. Oh, vai, ok. Ceva interesant și pentru mine, acum? Deci nu am pus slow motion, nu? Au plecat toți? Ok. A văzut că a plecat lumea, a plecat și el. Asta poate fi ceva. Ok, a văzut că nu e nimeni pe acolo, nu se duce, sau doar vrea să se ducă cu bombă. Ok, mi-a pierdut ok, mi-a pierdut cursorul, mai nu vor, eu mi-a pierdut cursorul. Oh, uite, aici, da. Ok, ia, un pic frumos. Ok, nu. Și-a luat... Și-a luat bătăița. În fine, hai. Ok, următoarea rundă. Deci a trecut de jumătate. Vreau să văd ce face la runda cu pistoale, că e foarte importantă. Hai. Mă dă și... Mă știu, frate, mă, pe cineva prin smoke-ul ăla. Te rog mult. Nu? Nu mori pe nimeni? Ok. Aici? Îl omori și pe perete? Te rog? Nu. A atras doar un glonț la nimereală. Aici? Hai că nu omori pe nimeni așa. Păi să omoră prin perete, te rog mult. Hai mă. Dă-mă prin perete. Așa. Hai mă, știu că vrei, știu că vrei să faci. Așteaptă, așteaptă, mă, așteaptă. Simțitule, așteaptă să vină ca să, ca să-l omori și după să-ți dau de păr că ai boaluri și chestii. Ok, bine. Ok, văd că tipul ăsta cam... Ok, aia a fost din bulan. Ok, dar deci, de la prima vedere, nu prea mi se pare care sta... Niște cheater, ok, îmi sună telefonul. Și dracu, mă, de la ce noi luau eu mesaje? Tu, Facebook-ul, mătii. Dar să-mi instalez pe capul ăla de Messenger pe Facebook, eu oricum îl folosesc Facebook. Da! A pus dracu să-mi fac eu cont de Facebook. A pus dracu. Ok, îl omoară pe ăsta din spate, prin perete, ceva. Oh! Ok, și el a fost un flic. Și și-a cam luat bătaie. Ok. Ok, runda s-a terminat. Păi, sincer, chiar nu cred că am pentru ce să-l raportez pe băiatul ăsta. Adică, dar deci nu mi se pare că ar avea vreun shield. Sincer, cam așa fac și eu, mai pușez din când în când, că mă plictisesc, că vreau chile, că... Vezi cel mai bun din echipă și după mă jura lumea că zice că sunt nu și că sunt. Asta e viața mai bun. O lea chilmară. În fine. știi ce este nasol? Știi ce este nasol? Mă gândeam la cau ăsta. Nasol este pentru că nu-ți dă și ții nici măcar o singură informație despre ce fel de player e, adică informații despre, adică nu știu câte ore are sau cum se numește sau nu știu, frate, câte kill-uri are pe nu știu ce arme, inventarul, ceva, frate, orice. Că mai de mult îți arăta și ție ce skin-uri are, dacă e o armă static, și acum, ba. Deci,
Nasol. Ok, haideți, bă, bole, că nu e side nimeni. Ok, a verificat spoturile, mi-a plăcut. N-am ce zice. Da, deci nu cred că are niciun hack battle ăsta, dar deci nu cred că am avea noi de ce să îl raportăm. Ok, îți doi pe banană. A, și tu ceva? Hack activation. Ok, a dat doar acolo în cap. Ok, o, așa, în sfârșit. Nu, n-a trecut de jumătate. Ok, băi, e spus. Ok, hai să vedem ce facem runda cu pistolul. Ok, toți banană, ai venit-o băiatul. Ok. În cap. Ok, al doilea cap. Ok, ăsta cred că este un aim de FOV mic. Ok, știi că e el acolo. Aha. Mai sincer, credeți-mă. Da, deci nu ai cum să faci ceva de genul ăsta. Ok. Haideți să vă explic cum e chestia asta. Practic, aim-ul, poți să îi setezi, practic, sensibilitate. Da, adică să uite, să fie instant, să dai instant cap sau să nu știu, să se miște așa mai încet, adică, nu știu, un pixel la 0,01 secunde sau ceva de genul. Am înțeles? Mai că uitați, da? Deci, de exemplu, să zicem, da, deci, mi-am pierdut cursorul. Ok, haideți să punem pauză, da? Deci, practic să zicem, da, că capul ăsta e aici, da? Și eu mă uit încolo. Uite, da? Mă o să mă uit de aici. Da, deci, ori, da, deci să aibă FOV foarte mare, adică să se miște așa instant, sau să aibă FOV mic și să se miște ceva de genul ăsta. Pac, direct pe cap. Ați înțeles? Cam așa e aimul ăla cu bani, cumpărat. Na, am căutat și-o pe prietenul Smuggle. Au și numai Smuggle. Smuggle. Smuggle e prietenul meu. Ok, putea să ia băiatul Isur, dar n-a reușit. Ok, nu știu câte runde mai am. Cred că asta e ultima rundă, dar așa că ar trebui să vedem ce. Dar, sincer, chiar nu sunt sigur că are ceva aim, pentru că ați văzut și voi. Asta a fost singura chestie, ca dat alea 4 capaci, în rest, sincer, nu cred că mai am pentru ce să-i dau report, dar da, pentru, pe lângă prostul ăla trecut. Ok, n-a verificat bucătăria, da, desigur e silver. Ok, și acum se duce să se plimbe, să caute inamici, nu? Ok, o să ia pe aici, o să ia pe scări. Vreau să zic că dacă o ia pe scări are cituri. Nu, mă, n-are, stați. Ok, vede că e acolo bătaie, se aleargă și el de ca să ia kill, pentru că... Na, ce ai putea să faci? Ok, hai să-i dăm și noi mai repede. Până începe bătaia. Ok, aici doar a țintit pe capul lui. Ok, deci vreau să văd mai încet. Dar deci cum se vede chestia asta. Okay. A, acum am primit până de. Vreau să văd cum se vede chestia asta. 100%. Eu, și s-a terminat. Interesant. Ok, Shift F2. Și trebuie să ne gândim. No, sincer, na. Nu pot. Dar credeți-mă că nu pot. N-am nicio idee. Deci chiar nu știu, frate, e prea greu. Deci ăla a fost prea greu. Ah, nu. Deja mai avem unul. Cineva și-a dat seama că în sfârșit sunt pur la CSE. Deci, da, cred că aș putea să zic că... Cam atât a fost cu acest episod de Counter-Strike Global Offensive.
cui nu-i place ca ce stai dat făcut, nu-i presați butonul action la zin, dar fitare. Pa, pa! A, chiar mă, și acum mi-am amintit că zicea că nu mai vă cerșesc să apăsați pe butonul de like. Mai bine pe ăla de... Mai bine pe două butoane, dar haide voi, o să fiu mai zgârcit. Pe ăla de share și pe ăla de subscribe. Ok, și nu la zin, dar fitare. Pa, pa!